Salut, sunt Claus. Azi am ieșit să vă prezint câteva din recipientele mele pentru gătit, prepara mâncarea, dar în primul rând pentru a vă prezenta ultima achiziție și bineînțeles pentru a face o cafea. Ultima achiziție este un recipient de la Primus, aluminiu, cu un capac care se poate folosi ca tigaie. Am pus în el și butelia cu un chibrit, câteva recipiente pentru condimente și un fierbător, un arzător Trackmaster Vulcano. Până vă prezint celelalte materiale, eu zic să punem de o cafea. Se înșurubează foarte bine. Are o garnitură specială, de asemenea și gazul folosit în această butelie este o combinație foarte bună, arde și la temperaturi scăzute. Nu mai pierdem timpul, haideți să punem de o cafea. Între timp veți vedea și bidonașul meu de apă, iar unul din primele care le-am folosit, cu cana iarăși din aluminiu, cu toartă, foarte practic, foarte util, se pune, poate pune și pe jar, se poate pune și pe recipient cu gel, l-am folosit, de asemenea e foarte bun. Să punem de cafea, apa. Și să dăm drumul la foc. Bine, între timp să vă prezint prima mea camelă. Cred că și acum e una din cele mai favorite. Capacul foarte mare, se poate prăji în el, se poate pune direct pe foc, se poate pune pe butelie, se poate folosi pe recipient, se poate folosi chiar și pe, de fapt, cum îl folosesc eu, sopița Esbit. Foarte practic, foarte util, încăpătoare. În ea avem cuculețele de ceai, niște cuculețe de cafea, două căni, punga de gunoi, niște sfoară, o lingură. De asemenea, recipientul mare se poate pune deasupra focului, prins cu niște lemne sau cu sfoara, se poate găti foarte bine în el. Și nici nu-ți pare rău dacă îl pui pe foc, că se negrește, se urdă, se murdărește, pentru că nu costă chiar așa mult. O altă ustensilă cană, să zicem, pentru gătit, a fost această cană US, cum era prin trecut în prezentare, din oțel,
durează mai mult până se încălzește, dar ține mai mult. La fel, se poate liniștit, este pregătită doar pentru foc. Canul care face focul, punem în jur lângă foc și altfel o consumă foarte mult gaz, foarte mult până se încălzește, se tablă un oțel gros. Eu am vrut să o iau, să o pun așa, în acest bidonaș, dar din păcate, cum să spun, socotelii de acasă nu bat cu cele din târg, pentru că devine mult prea voluminos și atunci am renunțat la de alt set pe care eram gata să-l folosesc la ieșirea de la 1 mai acum. Este setul pe care mulți l-am văzut că l-aveți de profundet. Pentru o persoană e destul de mare, nu știu dacă are rost să-l folosim, să-l cărăm după noi. Totuși, ce am găsit foarte interesant, aceste recipiente sunt în stilul băgat unul în altul, sunt una, două, trei, patru recipiente, fiecare cu capac și cu mânere la fiecare. Mi s-a părut o idee interesantă și prețul pe care l-am dat, 5 lei pe toate, nu cred că merită să am milă de ele, nu felul în care le folosesc. Astea fiind zise, bineînțeles că nu le folosim toate odată, pe rând, în funcție de modul unde mergem, să trecem la pregătirea cafelei. Spre deosebire de alții, mie îmi place să am și cafea solubilă, dar cafea naturală este cafea naturală. O punem cafeaua direct în pană. Adăugăm zahărul și la sfârșit apa fierbinte. Am închis și fierbătorul. Mestecăm un pic. Ia uitați-vă ce caimac. Îmi pare rău că nu puteți simți și aroma. Punem unul din capacele care le avem la îndemână și o lăsăm un pic să se răcească. Astea fiind spuse, vă urez o zi bună. Așa cum v-am spus, am ieșit în acest loc doar pentru a bea cafeaua de dimineață și pentru a vă prezenta diferitele mele ustensile de făcut focul și de făcut focul, de gătit. Cred că e o idee bună. Într-o altă prezentare am să vă prezint și ustensile pe care le am pentru pregătirea focului, pentru pornire, pentru a prins focul, ca să zic așa. Încă o dată, cana de la Primus, cana Primus de la Litec, de 1 kg, fierbătorul, arzătorul Trackmaster Volcano, foarte bun,
Îmi place că e stabil, are acești zimți pe el care nu lasă să alunece, iar în mijloc se văd aceste paravânt, cum se spun, în cazul în care avem un vânt mai puternic, să nu se stingă flacăra de tot. Iar cana, iar capacul, la fel, se poate prăji liniștit pe el, orice, o ciupercă, din astea fiind zise, vă urez o zi bună, iar eu voi savura în continuare cafeaua.